De ce n-ați luat măsuri cu Aldevoronin când ați fost la putere, consilier? În 2003, eu stăteam în fața alegerii. Eu eram unul dintre liderii mișcării populare pe atunci, mișcării naționale de pe atunci. Eu am fost în Frontul Popular și m-a dat afară Roșca din Frontul Popular în 98. Deci eu eram unul dintre liderii de atunci. Eu când i-am închipuit în 2003 că Dasnegur luase și făcuse transfer de autoritate către Urecheanu. Și eu când am văzut că tot ceea ce este spectrul democratic din Republica Moldova, când mi-am închipuit că va trebui încă vreo 7-8 ani de zile să-l suport pe un alt Snegur mai mofturos decât Snegur și mai hos decât Snegur Urecheanu, eu mi-am luat lumea în cap atunci. Eu mi-am luat lumea în cap. În 2003, când Voronin a respins planul Cozac, și am să vă spun acum, ca să, fără a mă justifica, vă spun câteva fapte, pentru că toți cei care mi-amintesc de atâtea ori, și eu le sunt recunoscător celor care mi-amintesc că am fost consilier la Voronin, deci pentru că am posibilitatea să vă spun cum a fost atunci. Pentru că altceva nu mai au ce spune. Pentru că eu am fost din 2004 până în 2007, când România a devenit țara Uniunii Europene. Și când Voronin deja nu mai putea să o șantajeze, să nu poată ajunge în Uniunea Europeană, așa cum o face Șefciuc acum, Șefciuc îi spune, da? Da, de la Tiraspol împotriva Moldovei. Am să vă spun și lucrul ăsta. În 2003, când m-am dus, eu în 2003 nu eram consilier prezidențial. M-am dus în președinție când Voronin a respins planul Cozac. După ce Voronin a semnat fiecare foiță, când a venit Cozac la Chișinău, în ultim moment și-a dat seama că el va fi o anexă a Tiraspolului. El de-a tăl o băgat și păsat la pușcărie, pentru că el nu înțelegea, deși rușii el l-a lăsat să mă trăia și păsat. Pentru că el a spus, dar păi eu fac totul pentru Rusia, eu sunt de-a vostru, eu sunt rusul vostru, eu am să vă aduc țara asta pe tavă, vouă, rușilor. Ca la un moment dat se pomenească că rușii n-au încredere în Trânsul. Au încredere în Smirnov de la Tiraspol, au încredere în Păsat, dar în Trânsul, în Voronin, n-au încredere. Adică îl țin așa, îl țin cu controle, îl țin cu smatreașie. Voronin era tare supărat atunci pe Moscova că n-au încredere numai în el. El trebuie să fie cneazul aici, care el să conducă tot și totul încolo o duce. Și atunci, în 2003, când s-a pomenit că acordul ăsta, planul ăsta Cozac, de fapt, îl lipsește pe dânsul de puterea de cneaz în Moldova și de trimisa Moscovei aici și că rușii au mai multă încredere în Smirnov. Dar vă spun de ce rușii aveau încredere mai mult în Smirnov. De atâta că la Moscova există două aripi a FSB-ului. Un FSB care are atcaturi din Transnistria, de la resursele energetice ieftine pe care le dau în Transnistria, ei dau doar gazul, îl dau pe degeaba, îl dau în Transnistria. Și de la asta își primesc banii lor înapoi, totul e legat cu corupția cu Transnistria. Există la Moscova mari milioneri din structurile de forță care trăiesc pe seama Transnistriei și care îi spun lui Putin că nu trebuie să unească Moldova cu Transnistria, pentru că pierdem controlul acolo. Deci atunci, în perioada aceea când... Dar închideți sunetul cu tot ca să nu vă deranjez. Și... Atunci, în 2003, Voronin, când s-a pomenit așa, o rămas că nu știe ce să facă. Atunci l-a sunat Solana, eu eram acolo. Solana l-a sunat și eu promis lui Voronin atunci că dacă respinge planul Cozac și nu, era un mare pericol pentru Moldova atunci, și nu acceptă planul Cozac, Republica Moldova va fi sprijinită. Chiar el, Voronin, va fi sprijinit de către Occident. Și l-a sprijinit. Apropo, 262 de milioane de dolari care s-au dat pentru drumurile din Republica Moldova, din care se fac o parte din drumurile din Republica Moldova acum, 262 de milioane de dolari au fost date lui Voronin pentru respingerea planului Cozac. Eu am asigurat, ca și consilier prezidențial, am asigurat ca Voronin să înceteze lupta împotriva României. Eu când m-am dus la președinție, Tkaciuca lui Voronin avea o ladă așa mare cu documente pe care le-a strâns el chipurile împotriva României. Le-am distrus în câteva zile. Am luat o mașină de asta care taie hârtie și le-am distrus în câteva zile. Asta era condiția pentru ca Voronin să fie sprijinit. Eu sigur că mi-am cerut iertare de la niște oameni care atunci când m-au văzut acolo în președinție au trăit un sentiment de frustrare și de răutate împotriva mea. Și eu asta am înțeleg. Și la oamenii sinceri mi-am cerut scuze. Numai că acum mi-o reproșează nu oamenii sinceri. Oamenii sinceri mi-au iertat-o de mult. Acum mi-o reproșează streleții lui Filat, al de Filat. Că de parcă faptul că eu am fost consilier prezidențial, pe dânsa asta îi absolvă de vina pentru hoțiile pe care le-au făcut ei. Eu am muncit
3 ani și jumătate pentru ca Republica Moldova să nu obstrucționeze intrarea României în Uniunea Europeană. Și când România a ajuns țara Uniunii Europene, eu am plecat din președinție. Am plecat cu toate riscurile pe care mi le-am asumat pe urmă, cu doi copii la băgați de voloni la pușcărie, pe care i-am ținut un an de zile pe teritoriul ambasadei României, ascuzându-le de el. Și am fost recunoscător României, lui Băsescu și la alții care au trecut prin această încercare, că au ținut doi cetățeni români pe teritoriul ambasadei lor și au apărat de furia lui Voronin. Și acum, chiar judecățile lor alu Placotniuc, care au insistat după 5 ani de pușcărie, au fost nevoiți să-i îndreptățească pe copiii mei, că n-au fost vinovați în cazul în care a zis Voronin atunci. Ca pe urmă, în aprilie, să mă bage și pe mine la pușcărie și să încerci să mă lichidez în pușcărie. Eu asta o spun nu pentru a mă victimiza, dar pentru a vă dovedi că numai lupta ne poate scoate din mizeria în care ne-am pomenit noi. Iar Voronin, Placotniuc, Filați, trebuie să stea la pușcărie.